Suntem cu noaptea târziu în... În studioul ăla. Hai să-i dăm drumul la... Ce începe cu acum, prima dată? Ceva frumos, oricum. Cea mai legendară întrebare, cum ați început? Hei, salutare fraților, eu sunt Cuza și începe noaptea târziu. Cum? 4 ani aproape. Bine, nu, hai, că stai un pic. Când ați dat prima oară rec? Acum 4 ani aproape. Da. Eram studenți la Timișoara, eu și Cucu, Emi a venit mai târziu, după câteva luni, aproape un an chiar. Și discutam cu un YouTuber foarte, foarte cunoscut în perioada aia și nu m-a putut să-i dau numele, Smenta, exact. Venise la o conferință pentru Universitatea de Vest, strict pe online, și ne-a povestit și nouă la o cafea într-un cadru mai prietenesc ce înseamnă YouTube-ul, ce înseamnă succesul. Dar cum v-ați întâlnit cu el la cafea? Adică, cum ați ajuns acolo? Eu coordonam un proiect studențesc din Timișoara, cel mai mare proiect studențesc din România. După ce s-a încheiat evenimentul, legând prietenii fiind toți de aceeași vârstă, automat am început să discutăm, ne-am întâlnit a doua zi la o cafea și Smenta ne-a povestit cum e să fii YouTuber, cât de greu, dar și frumos e, cât de tare e să fii cunoscut. Noi fiind studenți, automat, când am auzit cunoscut și femei, deja ne-a cucerit subiectul. Și am zis, i-am zis lui, de ce nu face parodii muzicale? Eu și Emi, în copilărie, noi fiind colegi. Voi cântați? Da. El e omul cu care am început proiectul, cel mai apropiat dintre toți. Omul care a fost zi și noapte acolo, lângă... Am fost amândoi, am fost în unul, doi în unul, nu? Noi fiind colegi de liceu și de bancă, când ne duceam la karaoke prin Târgu Jiu / alte orașe pe unde mai bântuiam noi, schimbam piesele în timp real și făceam piese caterincă despre oamenii de pe acolo, de prin sală. Practic îi vândusem o idee foarte bună dovedită în ziua de azi, îi vândusem o idee gratis și am spus, de ce nu faci parodii muzicale? Și el a zis, bă, în România nu prinde, că publicul e reticent, că la la la, nu știu ce. Mergem la școală cu ghiozdanele goale și de la chioș mâncăm doar chimicale. În cap îmi vine acum numai o întrebare, de ce ai grăbit, băi frate, școala chiar așa? Și după ce a plecat, după ce s-a încheiat discursia asta și asta a însemnat o cafea studențească care ține 6 ore, așa e la studenți, i-am zis lui Cucu, pe care îl cunoscusem câteva zile înainte, maxim 2, dacă mi-aduc eu aminte bine, i-am zis, bă, hai să o facem noi. Hai să încercăm, uite, eu pot să scriu chestiile astea, el avea o cameră, el avea o cameră și acolo în jumătatea aia de oră, o oră, ne-am gândit și la nume, și la cum să fie formatul, pentru că noi la început am avut un episod întreg cu parte de vlogging, tipologie și parodie. Am încercat să nu copiem pe nimeni, să nu fim asemănați cu nimeni, să nu intrăm în zona nimănui și să încercăm să fim cât mai unici. Am reușit-o, Doamne ajută, mai ales pe zona de parodie. Și a prins. Cum se desfășoară filmarea unui episod? Eu scriam partea mea de versuri. De vlog. Versuri sau? Nu, vlogul propriu zis, când povesteam pe subiectul pe care l-am ales. Ce mai faceți, bă, frumoșilor, că de când nu v-am mai văzut au apărut tot felul de fashion boy. Cucu era responsabil pe partea de filmare, după aia ne ocupam împreună de montaj. Partea de tipologie o făceam împreună pentru că am insistat foarte mult și un lucru foarte bun, fiind tipologii, tipologii de oameni, tipologii de situații, noi fiind 3 oameni diferiți, poate chiar 4, am fost și 5 în echipă la un moment dat, am avut cele mai diversificate tipologii din, pe subiectul respectiv. Tipologiile le scriam împreună, le jucam, care le juca mai bine. Era o chestie prietenească și în continuare e o chestie prietenească, nu sunt chestii de orgoliu, bă, că tu ai apărut în 3 înaintea mea și vreau și eu și cu ei ieșea cel mai bine ăla le juca. Și parodia, în mare parte le scriam eu pentru că e o chestie nativă, îmi place să scriu versuri și le fac foarte ușor, dar în multe situații m-am făcut împreună cu băieții și inclusiv una dintre cele mai cunoscute parodii ale noastre, am sfeclit-o, să nu zic pe TV cum se numește ea exact, aia cu Bacu. Da. Ideea de a și am sfeclit-o și tot ce e acolo e dată de Emi, e idee pe care cred că mai mult de 3 ore am zis că nu o facem, că e vulgar, că e nu știu cum, și după aia
Asta mă păstepțin că noi facem parodii muzicale. Știi, în simulare tu poți să faci tot ce vrei. Cantor. Poți să iei și 3 și 4. Nu contează, e simulare. Nu? Când ați simțit că aveți succes pentru prima oară? Succes pentru prima? Prima parodie. Toate au venit treptat. De la succes, la idei, la bani, la faptul că te cunosc cu oamenii. N-am simțit niciodată trecerea aia. Nu e ca și cum ne-ar fi luat cineva dintr-un punct, ne-ar fi dus în momentul ăsta și chiar te lua capul. Ziceai, bă, ce, îs la mol, mă recunoaște toată lumea? Pe bune, 15 copii în spate care fac poze? No, ce tare, mă întorc și fac, nu știu, eu sunt Dumnezeul vostru. Copii, lăsați copiii să vină la mine. Știi cum se numește Instagramul pe telefonul lui Fuego? Cum? Instalații. Și după succes, entuziasmul ăsta, v-ați gândit, băi, ce facem acum? În momentul în care am început să vedem efectiv că există un succes oarecum și ăsta-l vedeai în interacțiunea de zi cu zi cu prieteni, colegi de facultate, oameni care nu i-ai cunoscut, pe care nu i-ai cunoscut niciodată, atunci ne-am dat seama că avem două variante. Ori tratăm foaie verde, ne bucurăm de ce se întâmplă în jurul nostru și s-ar putea să se aleagă praful, ori devenim mai serios ca niciodată. Deci din momentul ăla pot să spun sincer cu mâna pe inimă că eu n-am mai avut un moment de liniște. Am muncit poate direct proporțional cu numărul de oameni care ne cunosc și mi se pare plauzibil să fie chestia. Cum arată publicul vostru? Pe o parte mică pot spune că totuși avem aproape 1.300.000 de oameni numai pe YouTube. Ca și segmente de vârstă stăm destul de bine, adică stăm apropiați de noi practic. Cel mai mare segment e 18-27. Avem și ne bucurăm foarte mult de fix de segmentul de vârstă care poate sunt un pic răutăcios când spun chestia asta, dar e segmentul de vârstă care contează în orice. Dar subiectele politice. Noi am încercat să evităm două subiecte, religia și politica. Și nu să sexuală. Da. Și ăsta mai nou. Nu pentru că n-am avea un punct de vedere sau o chestie personală, o opinie personală, dar pur și simplu nu avem ce căuta pentru că taberele sunt atât de împărțite încât nu o să ai niciodată câștig de cauză. Și poate pentru tine e adevărat ce spui și e o realitate pentru tine, dar pentru vecinul de lângă tine nu e, pentru că el o percepe altfel și n-ai ce să cauți în subiecte de genul ăsta pentru că îți creează niște controverse care s-ar putea să te ducă la niște conflicte pe care nu le poți gestiona. Controversa e bună atât timp cât poți să o gestionezi. Okay. Dacă te depășește... Deci să înțeleg că faceți treaba asta acum mai mult ca pe un business. Putem să spunem că e un business pentru că nu mai avem nevoie de joburi. Tot traiul de zi cu zi îl susținem din câștigurile din proiectul ăsta, dar nu-l privim ca un business. Este un business, dar noi nu-l privim așa. E ca un om pasionat de IT care el face programare și câștigă o grămadă de bani, dar pentru el în continuare e o pasiune. Unii v-ar numi influenceri, influențatori, nu? Da. Sunteți? Suntem, da. În ce fel influențați lumea? Chestia e că vis-a-vis de așa, nu, așa, da, e doar o părere personală, pentru că în momentul în care scrii niște versuri, oricare dintre noi o face, o bagă prin filtrul lui. Influencer. Dar în momentul în care ai o comunitate din ce în ce mai mare de oameni și te adresezi către ei și ei recepționează mesajul pe care l-ai transmis, deja devii influencer. Ești influencer, vrei, nu vrei, că te numești, nu te să te numească cineva, ești. Din punctul meu de vedere și al nostru, online e mult mai puternic decât TV. Da. Lucrul ăsta s-a întâmplat datorită oamenilor din TV, pentru că ei au permis chestia asta. E ca și cum ai avea o afacere și își deschide unul lângă tine un chioșc mai mic și tu în loc să-ți gestionezi afacerea aia, să-ți o manageriezi bine, ăla cu chioșcu a dat omului exact ce are el nevoie și te miri de ce el și-a făcut dita mai hipermarketul și tu rămâi tot în coșmelia aia. Da. Da. Asta e problema de fapt. E tot a oamenilor de TV. Știi care e singura sărbătoare de care se bucură IT-știi? Care? Sărbătorile pascale. Care e cel mai greu lucru de care vă loviți în ceea ce faceți? Timpul, idei multe și în unele situații banii, pentru că Bucureștiul e un oraș care costă. Cum scoateți bani din treaba asta? Cum faceți cu sponsorii? Discuția pe care am avut-o când era off camera, da. Noi noaptea târziu, că am mai vorbit și de YouTube în general sau creatori de conținut în general, noi ca și grup, noi avem 3 mari surse de venit, pot spune. E YouTube-ul care te plătește lunar la 1000 de vizualizări, e un CPM și asta e destul de puțintel.
puțin nepuțin pe noi oricum ne ajută suma asta pentru că ne plătește chiriile. Bannerul ăla de jos pe care îl vezi, reclama neschipabilă sau schipabilă de la începutul videoului, ăia sunt bani pentru creatorul de conținut sau pentru omul care a urcat videoul respectiv. Blondă dotată, super stilată, exact asta cred că am eu. Extra stilată, dar oricum, da. Noi având conținut muzical, 80% din ce se întâmplă pe canal fiind conținut muzical, avem concerte, undeva între 50 și 80 de concerte pe an. Și e mai greu live? Nu. E mai tare la e interacțiunea aia, vezi omul, e tare sentimentul, că stai, știi, de cele mai multe ori, că asta o spun uneori pe scenă, când te-a pus să scrii o parodie, nu ești înconjurat de 300 de prieteni cu sticle de șampanie, hai că să ne luăm vibe, să fie bine, ești tu, poate chiar tu singur în studioul ăsta sau acasă sau unde te prinde inspirația, pentru că nu-i matematică, vine când vrea ea, și sentimentul ăla tare pentru că tu singur în liniște ai scris niște versuri și după aia când e gălăgia aia și starea aia de bine, vezi 3000 de oameni că au versurile alea pe care tu le-ai pus pe foaie, le-au pe buze și e tare sentimentul. Plasările de producție, ați spus că aveți oferte, dar refuzați. De ce refuzați? De ce? Care e șmecheria? Refuzăm din multe motive. Trebuie să empatizăm, trebuie să folosim și noi produsul ăla. Nu pot să-ți vând ție un lucru pe care eu nu mă folosesc. Practic, vândut din propriu spus, să-i fac promovare unui produs. Doi, și o altă politică importantă pe care noi o avem în ceea ce ține de plasările de produs, e faptul că nu vrem să ne stricăm imaginea. Care e visul vostru? Unde vreți să ajungeți? Nu știu, e o chestie care se schimbă de la lună la lună, de la... Oricum, o chestie generală, dacă e să o iau personal, îmi doresc familie. Îmi doresc o familie în care să fiu fericit, eventual și un copil, nu anii ăștia, sau poate chiar anii ăștia, oricând să fie. Cred că în direcția și pe poteca asta pe care am luat-o noi apar numai oportunități și variante și șanse de bine și de a fi mult mai bine, nu mai rău. Încă o chestie pe plan profesional ar fi ca peste vreo 20 de ani să zică copiii sau să zică despre Noapte de Ziua că, sau să facă cineva un alt proiect muzical tot așa cu parodii, să zică, mamă, uite pe ăștia, fac ca băieții de la Noapte de Ziua, de făceau acum... Acum 75 de ani. Noi nu ne-am dorit niciodată să fim primi. Noi ne-am dorit să intrăm oarecum în istorie. Ce? Bă, ești tu? Ai rupt Photoshop-ul? Ai rupt Photoshop-ul? Îmi doresc foarte mult și sper să ne ajute Dumnezeu să reușim chestia asta, pentru că publicul nostru fiind unul tânăr, e fix cum am crescut noi cu Vacanța Mare, așa cresc ei cu Noaptea Târziu. Și s-ar putea să rămânem undeva acolo într-un sertar al amintirilor lor și să-l deschidă de fiecare dată când seamănă ceva cu, cu noi. Cred că asta e cea mai mare realizare, de fapt. Să scriu oarecum istorie în domeniul în care ești. Alte lucruri pe care ați vrea să le ziceți în fața camerei și nu le-ați zis până acum? Mamă, te iubesc! Antrenat? Știi FIFA? Da. Hai. Hai. Cum a fost asta?